din parte s-a asigurat, se sigură că nu întâmplător următoarea frază și cred că dacă ar fi să dăm veto acestei plăți, ar fi următorul. Despre viața pe care am dus-o acolo, unde se vorba despre oamenii care au trecut prin urmă. Cine poate ști, în afară de ei, că nu mai părăsești niciodată de timpul infernul odată ce ai trăit prin urmă. Aceasta este povestea Svetlanei. Din fericire, ea nu a părăsit într-adevăr infernul decât atunci, în 2011, când a murit într-un azil de pătrâni. O pensie, un ajutor social, este că a fost singur, acela a fost momentul în care ea a reușit să folosească în care, în care a fost nevoită să trăiască timp de aproape 90 de ani. Mulțumim!